După ce prima unitate a fost inaugurată în cursul anului 2011, la care de data aceasta conducerea grupului Voco a ales să-și deschidă o nouă fabrică în municipiul Reședința de Județ. În prezent, grupul Voco oferă 192 de locuri de muncă pentru sătmăreni. În 2013 s-a luat decizia de a implementa iarăși în România producție pentru industria auto. În 2014 s-a decis că vom redeschide locația din Satu Mare. Am intrat în tratative cu Autonova, a durat exact 5 minute sau 6 să batem palma și în februarie anul acesta am început renovarea acestei hale. Compania a fost fondată în 1956 într-un orășel din Germania, iar de acolo s-a dezvoltat în toată lumea, ajungând în Rusia, Franța, Cehia, Ungaria, România, Statele Unite, Mexic, China. Piesele din cauciuc folosite în industria automobilistică sunt realizate după o tehnologie de ultimă generație, unele dintre ele fiind exportate chiar și în Japonia. Facem diferite componente pentru auto în diferite funcții. Marea majoritate a pieselor noastre se duc la utilizatori gen Drexelmeyer și competitorii lui Leoni, Delphi, Autocable, care după aceea pun aceste piese pe cablajele care intră în mașină. Grupul a avut anul trecut o cifră de afaceri de peste 500 de milioane de euro și peste 4.000 de angajați. Voco are 3 divizii pe acustic, automotive, piese de cauciuc și non-automotive, adică piese pentru industrie.